10 animale de companie uimitoare. Privește și vei fi uimit că există așa ceva. Cânișor fermecător, motănaș, corobai și peștișor de acvariu. Multe persoane devin posesori de animale de companie. Cineva pentru a nu se simți singuratic, cineva are dorința de a forma responsabilitatea copilului, iar pe altcineva îi bucură căldura pe care o emană în casă. Dar în zilele de astăzi, câinii de o rasă neobișnuită, pisici extrem de scumpe sau papagale, cacadu, nu mai sunt o excepție. Nu mai uimești pe nimeni cu animale exotice de genul, care trăiesc împreună cu oamenii. Uneori putem întâlni animale care deloc nu se asociază cu atmosfera de casă și pot fi periculoase. Credeți că e riscant să-ți ia acasă un rechin sau găsiți persoane care au făcut-o? Doar că nu este un rechin, ci un som de rechin, altă denumire Pangasius. Nu va fi nicio problemă pentru ei să-și înhațe restul locuitorilor acvariumului. La libertate, acești prădători ajung la 1,5 metri în lungime. Uimitor, dar cei din jungle sălbatice, savana, taiga, ocean, se adaptează foarte bine la viața comună cu oamenii și devin membri ai familiei. În acest episod vă așteaptă 10 cele mai neobișnuite animale de companie. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Copibara. Deseori copiii îi roagă pe părinții lor să le cumpere un hamster, un cobai, un șobolan domestic sau un copibara, care este cel mai mare dintre ei. În ultimul timp, acești flegmatici gingași și blajini devin tot mai des animale domestice pe care îi adoră toți. Animalele nu doar se acomodează, dar și se educă bine. Locuitoarea Texasului Melanie Tipaldos, după o călătorie în Venezuela, a fost atât de încântată de un copibar, încât a dorit un astfel de animal de companie. Soțul ei, Richard, a susținut-o și cu a luat un animal de 11 zile pe care îl cresc la ferma lor din Texas. El a fost numit Harry. Acum acest micuț cântărește 50 de kilograme. După cum spune Melanie, capibara niciodată nu face șotii, doar că adoră să alerge prin curte după iepurii de casă. El nu este închis în casă, se plimbă liber și face băi în bazin la dorință. Uneori animalul doarme în pat alături de stăpâna sa. Richard menționează că îngrijirea lor puțin diferă de cea a pisicilor sau a câinilor, doar că trebuie să aibă apă mereu. Totuși, ei jumătate din viață o petrec în apă. La fel, stăpânii menționează că Harry este foarte deștept și repede învață toate lucrurile. Capibara cunoaște bine numele său și aleargă spre Melanie la prima chemare. El adoră când îl scarpină pe burtă și primește plăcere când pune capul pe genunchii stăpânii. În familia lor mai este și un câine și o pisică. Cu câinele, el s-a împrietenit repede, iar pisica se cam teme de el. Capibara este vegetarian. El mănâncă alge, iarbă, coajă de copaci, ovăz, frunze verzi, legume și fructe. Este uimitor că Biserica Catolică a atribuit capibarii la pești din cauza că au legătură strânsă cu apa. În țările Americii Centrale, oamenilor li se permite să mănânce carne de capibar în timpul postului. Sconxul. Încă un animal neobișnuit care a devenit popular în ultima perioadă de timp ca un animal de companie și asta indiferent de reputația sa, adică e un animal urât mirositor. Unul din oamenii pasionați de ei este Deborah Caprinde, care spune că aceste animale sunt gingașe și drăgălașe, la fel foarte curați. Ei elimină gazele toxice doar în cazuri extrem de rare. Acum ea îngrijește de circa 80 de sconși, de aceea ea nu poate spune pe care îl adoră cel mai mult. Ea achită în jur de 700 de dolari lunar doar pentru hrana lor. Ei au nevoie de multe legume, fructe, iaurt degresat, brânză și pentru a-i alenta o prăjitură dulce. La fel carne de pui sau pește, doar că prăjiți sau fierți. Este interzisă carnea crudă. Sconxul nu suferă conservanții sau alte produse chimice în mâncare. Conservele pentru câini și pisici le sunt interzise și chiar o bucată de ciocolată îi poate ucide. Ei se deosebesc prin intelect și inventivitate. Sunt puternici chiar dacă au greutate mică. Pentru ei este destul de ușor să deschidă o ușă sau să mute din loc noptiera. Mai mult ca atât, ei iubesc să ducă în culcușul lor toate jucăriile moi și hainele calde. Poate scoate și plapuma de pe tine, astfel el își aranjează căsuța. Animalele adoră să se joace cu mingea sau cu ziarul, indiferent, dar cel mai mult cu stăpânul. Sconxul drăgălaș nu cunoaște ce înseamnă prea multă dragoste și mereu își cere scuze dacă stăpânul lor a rămas cu ceva supărat.
Elefant. Când Salinda, lucrătorul orfelinatului Elephant Transit Home, a găsit un elefant micuț ce era în stare gravă din cauza braconierilor, piciorul său era traumat, care mai târziu a fost amputat. Lucrătorul a avut multă grijă de el și chiar i-a pus o proteză în locul piciorului pierdut. Acum elefantul este sănătos și chiar și-a făcut un prieten pe nume Hercules. Din păcate, Hercules la fel a devenit o jertfă a oamenilor și au avut de suferit articulațiile sale. Spuneți că elefanții nici de cum nu pot face parte din categoria animalelor de companie, atunci welcome Roxy Dambert și micuțul Moyo. El a fost abandonat de turma de elefanți când avea doar câteva zile. Moyo a avut noroc și a fost salvat de hiene care l-au adus acasă, iar acasă este o fermă privată pe care Roxy a transformat într-o creșă pentru animalele bolnave și abandonate, unde la moment trăiesc în jur de 150 de animale. Moyo este foarte curios și are un simț al umorului destul de dezvoltat. El studiază și cele mai mici obiecte din cameră. Pe lângă asta, fură varză. Hipopotamul. Majoritatea persoanelor s-ar speria dacă ar întâlni un hipopotam în natura sălbatică. Toți știu cât de imprevizibil este. Caracterul său nici de cum nu poate fi numit pacifist. Se cunosc multe cazuri de atacuri asupra oamenilor săvârșite de ei. S-ar părea că fără vreo cauză. La prima vedere sunt lenți și se mișcă lenos, dar viteza acestor animale pe suprafața terestră ajunge la 48 de km la oră, iar în apă plutește ca o torpilă. Poate deschide gura sa cu dinții măreți cu o lungime de circa 70 cm la 1,2 metri, ceea ce nu ar face vreun alt animal pe pământ. Nici pe aproape nu e așa cum ne-l imaginăm sau cum e reprezentat în desenele animate, dar hipopotamul pe nume Jessica se deosebește printr-o loialitate față de oameni și preferă comoditatea și confortul de casă, decât să trăiască în natura sălbatică. În timpul fotosesiei, care este organizată pentru turiști, femela nu doar permite să o sărute pe nas, dar și le permite copiilor să stea pe spatele ei. Această dulceață trăiește în familia lui Charlie și Tony Jobert. Cuplul a găsit-o pe când era nou-născută după o inundație catastrofală. În luna martie al anului 2000, pe malul râului Limpopo, Africa de Sud. Astfel, cuplul a hotărât să o ia acasă, să o crească, să o educe, după aceasta să o lase să plece. Tony a declarat că pe când hipopotamul era mic, ea semăna cu un copil adevărat, doar că cei doi nu au copii. Jessica cunoaște numele său și răspunde când este chemată cu un hriu-hriu drăgălaș. Cea mai mare parte din viața sa a petrecut-o în casă, iar camera sa preferată este bucătăria. Când auzea că se gătește ceva sau sunetul produs de veselă, deja dădea din dinți. La fel iubește să privească televizorul. Când Jessica a crescut, stăpânii au hotărât că locul ei e la terasă și că trebuie să doarmă cu câinii, doar că pe saltea o proprie. Jess crește foarte repede. Ea a reușit să deterioreze câteva paturi. Stăpânii închideau ușa, dar ea s-a învățat să o deschidă. Periodic, animalul pleacă spre râu pe câteva zile, dar întotdeauna se întoarce la terasa pe care o adoră, unde îi se permite să mănânce de pe masa stăpânelor sau să se uite la televizor. La micul dejun mănâncă cartofi dulci și un bol mare de tărâță. Adoră porumbul fiert și varza, la fel și mâncare pentru câini cu care se împart bulterierii stăpânelor. Tony o mai servește cu alcool, o băutură din Africa de Sud, Rooibosom. Hipopotamul consumă circa 20 de litri zilnic. Este uimitor că Jessica mai cunoaște și alte cuvinte pe lângă numele său. Cel mai important pentru ea e beck, ce înseamnă gură. Când hipopotamul îl aude, ea își deschide gura sa deloc mică. Cel mai des o puteți întâlni în ograda casei sau în timpul băilor în râul situat lângă casă. Uneori și Charlie merge cu ea. Ea plutește pe spate ținându-se de hipopotam. Așa cum Jess e fată mare, mai primește și Miri în ospeție. Ei o cheamă la plimbare, Jess înoată cu ei, dar se întoarce repede. Charlie spune că Jessie a salvat o fetiță de 8 ani. Fata a alunecat și a căzut în apă. Jessie a sărit după ea. Așa a împins-o până când nu a ieșit. Despre ea au fost filmate 105 filme pe Animal Planet, National Geographic și Discovery Channel. Ursul polar. După cum se cunoaște, multe persoane preferă să lucreze de acasă. Așa și-a procedat și Mark Abbott Dumas. Dresorul profesionist, mulți ani a lucrat cu cei de la Hollywood, pentru că el trebuia să pregătească animalele de filmări. Când regizorul a avut nevoie de un urs polar alb pentru filmul The Nature of Alaska, Mark a găsit micuțul la zoo Carl Mardan, din Suedia, și a început a lucra cu el. Dar Dumas a înțeles că e prea puțin să îl învețe doar câteva trucuri. El a hotărât să facă de un urs un animal de companie.
familie. Eggie a început a trăi în familia sa doar după permisiunea oficială a autorităților. Apropo, ursul a devenit o stea la TV, doar după câteva săptămâni de la naștere. Pentru a dresa un animal, ai nevoie de multă experiență și abilitate de a înțelege animalul. Chiar și pentru a dresa un câine luptător, e nevoie de nerv de fier. Ce să mai vorbim despre ursul polar? Printr-o singură lovitură, acest gigant de 400 de kilograme poate omorî câțiva câini, dar Eggie pentru Mark e cel mai bun prieten, un animal gingaș și drăgălaș. Animalul își adoră stăpânul, iubește să se joace cu el în curte, să facă băi, ba chiar dumas își bagă capul în gura lui. Mark poate să adorme alături de el, doar că fetița s-a adeverit a fi geloasă și o demonstrează de fiecare dată când Mark e în compania alte femei, în afară de soție. Eggie nu le permite altor oameni în afară de dumas și soția sa să se apropie de ea, iar întreținerea ei costă destul de scump. Zilnic ea mănâncă câteva kilograme de somon și pui. Mai mult ca atât, mai este hrănită și cu hrană pentru câini de calitate înaltă. Apropo, Eggie este unicul urs polar care trăiește cu un om, iar un astfel de rezultat s-a produs datorită comunicării cu alți urși timp de 40 de ani. Mark a învățat cum să înțeleagă ceea ce este o experiență unică, pentru că fiecare dresor al animalelor cunoaște cât de greu să o faci din cauza că la urși se mișcă prea puțin mușchii feței. Nu fiecare ar putea deosebi un urs liniștit de cel iritat, doar după expresia feței. Leul. Privindu-l pe Kevin Richardson și leii săi, cu greu îți vine a crede că el singur a învățat cum să se comporte cu ei. El se ocupă mai mult de 10 ani cu leii, hienele și pisicile mari. Animalele sălbatice și periculoase pentru om îl primesc cu drag, dar preferații totuși rămân leii. Pentru prima dată, el a început a lucra cu leii când a împlinit doar 23 de ani. Atunci a apărut ocazia să lucreze cu lei micuți de 6 luni, pe nume Tao și Napoleon, într-un parc de lei la capătul Johnsonburgului. Kevin a apreciat caracterul acestor prădători și a format o echipă cu care lucra pentru a participa la filmări comerciale sau crearea filmelor documentare, după care a deschis un program voluntar pentru a colecta fonduri pentru finanțarea acestor parcuri. La moment, el are grijă de 39 de lei în așa numitul locul sfânt pentru animale, în parcul Dino King. Kevin este convins că părerea precum omul trebuie să domine leul este greșită. Cel mai important e dragostea și respectul. Șopârlă, monitor cu dungi. Cine a crezut că aceste animale care provin de la dinozauri adoră să stea pe brațele stăpânului său, adoră să fie mângâiate și alinate și chiar fac mimici ca motăneii? De fapt, șopârlele sunt dominante și țin terenuri de 30 de hectare, atacând pe fiecare care va încerca să ia hrană. Faceți cunoștință, acesta e Fatback, cea mai grea șopârlă după șopârla monitor cu dungi. Fatback a devenit sub posesia stăpânei actuale din întâmplare. Cel căruia îi aparținea anterior a plecat la armată și a rugat pe cineva să aibă grijă de el. Atunci șopârla era mică, acum are 22 de kilograme și are în jur de 10-15 ani. Se alimentează cu șoareci și pește, dar desigur mănâncă și mâncarea pe care o consumăm noi oamenii. Ei adoră mâncarea, de aceea trebuie de analizat atent cât mănâncă zilnic. Cangur albinos. Cine s-ar hotărâ să trăiască cu un cangur în apartament? Doar că acesta e un cangur pitic. Priviți-l, proprietarul reptilelor periculoase Artem Kararat, ce a evoluat cu circul pe apă și a pus trucul admirabil, sărutul cu crocodilul. Animalul pe nume Jackie este albinos, ceea ce se întâlnește foarte rar. Se nasc într-o familie cu canguri obișnuiți de culoare maro, cu o înălțime de 2 metri, odată la 150 de ani. După cum spune Artem, Jackie a devenit imediat animal de companie, indiferent că costă mult. Pentru întreținerea sa se plătește mai puțin decât pentru un câine. Cangurul pitic nu are nevoie de mult spațiu, dar mănâncă fără pauză. El mereu are nevoie de bucate proaspete și băi. În meniul său intră 1,5 kg de legume și fructe, nu numai decât exotice. Roșii, cartofi, banane și fân. Jackie adoră nucile și rădăcinile florilor, doar că iubește să roadă tot ce găsește. Stăpânii au fost nevoiți să mute florile sus pe dulap. La fel este imposibil să îl educe altfel. El merge la WC-ul de 20 de ori pe zi. Chiar dacă este un animal sălbatic, iubește să vină la așa numiții părinți, să se giugiulească și să doarmă cu ei pe pat. Pinguin.
Geo Ferrare din Brazilia a început să se ocupe de pescuit, fiind la pensie și având nevoie de surse. În anul 2011, el a găsit pe mal un pinguin rănit. Animalul era acoperit de ulei și combustibil. Geo a înțeles că trebuie să ajute micuțul și l-a adus acasă, după care l-a curățat bine, având nevoie în total de o săptămână. El l-a numit pe pinguin Din-Din. A avut grijă de el, iar când pinguinul s-a făcut mai puternic, Geo l-a eliberat. Bărbatul tângea după pinguin și cât de uimit a fost când pasărea a apărut pe plajă nu departe de Rio de Janeiro, locul unde cândva a fost salvat. El l-a cunoscut imediat pe bărbat și a hotărât să plece cu el acasă. Acum 8 luni din an, el își petrece cu salvatorul său și îl părăsește doar în perioada de înmulțire. Pinguinul nu permite altor oameni să-l atingă, însă adoră să stea pe genunchii salvatorului său, iar când îl vede, emite sunete și dă din coadă ca un câine. În fiecare an, el plutește 8.000 de kilometri doar pentru a-și vedea persoana pe care o iubește atât de mult. Grădina zoologică a unui șeih arab. Șeihul arab Human Abdullah al Bucais este cunoscut multor utilizatori de pe Instagram prin fotografiile uimitoare cu animalele sale de companie exotice. Pe lângă câini, în grădina sa zoologică, cai și cămile, mai sunt gheparzi, tigri, lei, inclusiv și albenoși. La fel a devenit posesorul unui urs și câteva maimuțe. Printre ele se află și specii rare. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce animal de companie aveți voi și ce calități neobișnuite are. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă lime!